Lucrările pentru construirea unei noi legături între Timișoara și autostrada A1 au început la finalul anului 2021. Trebuia să fie gata deja, mai ales că vorbim despre un drum de doar 10 km. Încă din toamna anului trecut, șoferii ar fi trebuit să poată folosi acest drum pentru a ajunge pe autostrada A1. Șantierul continuă, însă constructorul nu s-a mobilizat, iar acum noul termen pentru finalizarea lucrărilor este finalul acestui an. Costul investiției se ridică la 260 de milioane de lei, iar cei mai mulți bani provin din programe europene. Stadiul este acum, la finalul anului trecut era de circa 20,6%. Momentan nu se lucrează, din 6 ianuarie se va reveni pe șantier. Pe perioada aceasta de iarnă se lucrează mai mult la pasaje, nu se pot face lucrări la infrastructura rutieră. Sperăm să aibă o mobilizare mai bună în acest an și până la finele anului 2023 să fie încheiate lucrările. În cazul centurii de sud a Timișoarei, lucrurile stau și mai prost. Contractul a fost reziliat în decembrie pentru că nu s-a muncit destul. Acum șantierul este înghețat. Autoritățile trebuie să organizeze o nouă licitație pentru a găsi un nou constructor. Însă aceste proceduri durează foarte mult timp. De asemenea, cel mai probabil va fi necesară și o expertiză tehnică, astfel încât noul antreprenor să știe exact ce lucrări mai are de executat. În aceste condiții, șansele ca un constructor să repornească treaba pe șantier anul acesta sunt minime. Contractul pentru construirea variantei de ocolire Timișoara Sud a fost reziliat la finele anului trecut în urma incapacității financiare a constructorului și a faptului că avea o mobilizare foarte slabă. Trebuie făcută o evaluare a lucrărilor făcute până acum, o expertizare. După aceea, în acest timp, se face și o documentație pentru un nou contract. Sperăm că în primăvară, dar e greu de spus momentan. Stadiul lucrărilor la centura de sud au ajuns la aproximativ 60%. Construirea drumului costă 272 de milioane de lei.